Prin multe încercări am trecut, prin ploaie, prin soare, nu pot să uit. Viața mea nu mai este la fel. Am oprit într-o gară cu vise pierdute. Tot mai mult simt lipsa ta, parcă aud cum bați la ușa mea. Și trezat cu gândul că tu când îți voi cere deschis către toți românii de pretutindeni vă așteaptă miercuri seara, începând cu ora 19 ora României, până la ora 21 la emisiunea Suflet de Ardeal. De la Sighișoara Gabriela Costescu cu această emisiune de cultură și valori culturale. Seara bună din Ardeal tuturor iubitorilor și ascultătorilor emisiunii Suflet de Ardeal. Sunt Gabriela Costescu de la Sighișoara și în această lună frumoasă, octombrie, numită și Brumărel, cea de-a doua lună din străvechiul calendar biblic, cea de-a zecea din calendarele reformate, din calendarul Iulian și Gregorian, și una din cele șapte luni gregoriene cu o durată de 31 de zile. În această lună octombrie am să vă vorbesc despre toamnă, despre evenimentele astrale și despre luna sângerie, dar nu uităm, așa cum am scris în textul de mas, că suntem într-o toamnă frumoasă. Din punct de vedere astrologic, luna octombrie începe cu soarele în semnul balanței și sfârșește în semnul scorpionului. Din punct de vedere astronomic, luna octombrie începe cu soarele în constelația Fecioarei și sfârșește cu soarele în constelația Balanței. Numele lunii octombrie, din limba latină October, vine de la cuvântul latinesc octo, opt, pentru că luna octombrie era a opta lună în calendarul roman. Grecii numeau luna octombrie Pinopsion. În România, luna octombrie popular se numește Brumărel. În această lună cad frunzele din copaci, țăranii se ocupă mai mult de treburile gospodăriei, acum se fac însămânțările de toamnă. Octombrie începe în aceeași zi a săptămânii ca și ianuarie, cu excepția anilor bisecți. Toamnă a delicilor, sufletul meu cel mai adânc este cununat cu ea. Dacă aș fi o pasăre, aș zbura de-a lungul întregului pământ în căutarea a noi și noi toamne, scria George Eliot. Dar pentru că noi știm că există și poezia, poezia lui George Topârceanu, octombrie a lăsat pe dealuri covoare galbene și roșii, trec nouri de argint în valuri și cânta dragoste cocoșii. Mă uit mereu la barometru
și mă înfior când scade un pic, căci soarele e tot mai mic în diametru. Dar pe sub cerul cald, ca în mai, trec zile albe după zile, mai nostatornice și mai subtile. Întârziată, fără vreme, se plimbă toamna prin grădini, cu falduri hlamidei plini de crizanteme. Și cum abia plutește în mers, ca o marchiză, de parcă întregul univers privește în urmai cu surpriză. Un liliac nedumerit, de alura ei de domnișoară, s-a îngălbenit, s-a zăpăcit și de emoții a înflorit a doua oară. Luna octombrie sau brumărel, cum e numită în popor, este luna marilor pelerinaje la noi în țară. La 14 octombrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea cuvioasei Maicii Paraschiva și a Sfintelor Moaște care odihnesc la Iași în Catedrala Metropolitană. Însă, tot în această zi, în 8 octombrie, are loc o eclipsă totală de lună, denumită în popor și Luna Sângerie sau Luna de Sânge, care a avut loc în primele ore ale dimineții. Fenomenul astronomic s-a produs după ce Luna a intrat în conul de umbră terestră, care este tunelul pe care planeta îl proiectează înapoi, fiind iluminat de Soare. Despre aceasta vom vorbi după ce am să ofer ascultătorilor mei Alexandra Ungureanu și Lucian Darie, Fără Tine. Adevărat.
puteți cânta și dumneavoastră alături de interpreții acestei emisiuni și alături de mine, pentru că mi se pare firesc să fii într-o toamnă așa frumoasă alături de cei care iubesc acest anotimp. Vorbind despre eclipsa totală de lună, denumită în popor și luna sângerie, aceasta este a doua eclipsă totală de lună, numită luna sângerie, în anul 2014. După ce un eveniment astronomic asemănător a mai avut loc pe 15 aprilie și totodată a doua printr-o serie foarte rară de 4 eclipse lunare consecutive. Următoarele două eclipse vor avea loc pe 4 aprilie 2015 și pe 28 septembrie 2015. Experții NASA au comparat aceste 4 eclipse succesive cu o mână de 4 cărți identice la poker, potrivit pentru care au denumit acest fenomen tetradă. Numele lună sângerie este dat tuturor eclipselor lunare totală, având în vedere culoarea de roșu portocaliu pe care o capătă satelitul natural al Terei în momentul în care trece prin umbra Pământului. Eclipsa nu va fi vizibilă din România, deoarece la ora aceea din ziua de dimineață în această regiune a Pământului, fenomenul poate fi observat doar din regiunile nordice ale Statelor Unite și Canada, unde eclipsa va avea loc sau a avut loc înainte de răsăritul soarelui, dând naștere unui fenomen foarte rar. Soarele și luna pot fi observate simultan pe cer, la răsărit, respectiv la apus. În timpul unei eclipse, soarele și luna se află la 180 de grade pe cerul nopții și, în mod normal, cele două corpuri cerești nu pot fi văzute simultan. Geometria celestă spunând că este imposibil. Datorită refracției luminii în atmosfera terestră, e posibil ca, cu câteva minute înainte de răsăritul soarelui și de apusul lunii, imaginile celor două corpuri să fie vizibile pe cer pentru o scurtă perioadă. Persoanele care vor privi cerul în acele momente vor vedea soarele la orizontul estic cu câteva momente înainte de a fi răsărit și luna, încă vizibilă la câteva momente după ce a fost, de fapt, apusă. Aș putea să spun foarte multe despre eclipsa de lună, însă eclipsa de pe 8 octombrie, respectiv data de azi, are loc la 2 zile după perigeul lunar, adică momentul în care luna este cel mai aproape de Pământ. Orbita lunii în jurul planetei nu este perfect circulară, ci oscilează. Satelitul apropiindu-se perigeu și depărtându-se apogeu de Terra în mod regulat, iar satelitul natural al Pământului va părea cu 50% mai mare decât în cazul eclipsei totale anterioare, care a avut loc pe 15 aprilie. Despre profețiile lunii în sânge am să vă vorbesc după ce vom asculta Jan Raiburg, Toamna. În acest debut de toamnă tu răsai frumos și demn, dintr-un vis și dor de mamă răstignit într-un inel. Și inelul din coroană se preface în chip de stea. Pleacă trenul iar din gară, tu rămâi iubirea mea. Toamnă, toamnă, dragă doamnă, eu te rog, rămâi un pic pentru anul ce mă-ndeamnă, azi paharul să-l ridic. Toamnă, toamnă, tristă doamnă, eu te rog, rămâi un pic pentru oameni ce mă-ndeamnă, azi paharul să-l ridic. Na-na-na-na, 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 na-na-na-na. În acest debut de toamnă tu răsai frumos și demn, dintr-un vis și dor de mamă răstignit într-un inel. Uite sus colo în zare,
apun stoluri de cocori. Toamna trece, iarna vine, eu cânt cântece de dor. Toamnă, toamnă, dragă toamnă, eu te rog, rămâi un pic pentru oameni ce mă-ndeamnă, azi paharul să-l ridic. Toamnă, toamnă, tristă toamnă, eu te rog, rămâi un pic pentru oameni ce mă-ndeamnă, azi paharul să-l ridic. Eu te rog, rămâi un pic pentru oameni ce mă-ndeamnă, azi paharul să-l ridic. Toamnă, toamnă, tristă toamnă, eu te rog, rămâi un pic pentru oameni ce mă-ndeamnă, azi paharul să-l ridic. Toamnă, toamnă, dragă toamnă, eu te rog, rămâi un pic pentru oameni ce mă-ndeamnă, azi paharul să-l ridic. Toamnă, toamnă, tristă toamnă, eu te rog, rămâi un pic pentru oameni ce mă-ndeamnă, azi paharul să-l ridic. Na-na-nai, 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 nai 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 na 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 nai 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 na na nai 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 nai. În toamna aceasta frumoasă a lunii octombrie, luna în sânge are profețiile ei care indică semnele conforme cu revelația biblică. Următorii doi ani vor fi marcați de o serie de semne în ceruri, deja cunoscute și așteptate de astronomi. Pentru noi, acestea sunt în mod clar ultimele sigilii descrise în Biblie la Apocalipsa 6, cum spunea duminică preotul la biserică. Când a rupt mielul pe ceta a șasea, m-am uitat și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr, luna s-a făcut toată ca sângele și stelele au căzut din cer pe pământ, precum cad smochinele verzi din pom când este scuturat de vânt puteric. Cerul se strânge ca într-o carte de piele pe care o faci sul. Toți munții și toate ostroavele se mută din locurile lor. Împărații pământului, domnitorii, capitanii oștilor, cei bogați și cei puternici, toți robii și toți oamenii slobozi s-au ascuns în peșteră și în stâncile munților. Și ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce stă pe scaunul de stăpânire. Scriptura spune că corpurile de iluminat de pe cer servesc ca și semne să arate vremea sărbătorilor, zilelor și anilor. Elohim a zis să fie niște luminători în întinderea cerului, ca să despartă ziua de noapte. Ei să fie niște semne care să arate vremea sărbătorilor, zilele și anii. Soarele, prefăcut în întuneric, este egal cu luna situată direct între pământ și soare, într-o eclipsă totală solară. Luna transformată în sânge este egală cu pământul aflat direct între soare și lună, umbra pământului căzând asupra lunii într-o eclipsă totală de lună. Care este semnificația celor patru luni de sânge care vor apărea în următorii doi ani? Cu ocazia Paștelui evreiesc, pentru că aceste luni de sânge sunt de fapt
sărbători ale evreilor. Cu toții știm că poporul evreu este poporul ales de Dumnezeu, însă, cu ocazia Paștelui evreiesc în 15 aprilie 2014 și 4 aprilie 2015, respectiv cu ocazia sărbătorii Sukkot pe 8 octombrie 2014 și 28 septembrie 2015. Ultimele trei ori în care acest fenomen de lună în sânge s-a întâmplat, nu a greșit în privința momentelor seminale din istoria evrească. Când acest lucru s-a întâmplat în 1493 și 1494, evreii au fost expulzați din Spania. Luna de sânge din 1949 și 1950 au apărut chiar după ce națiunea Israel s-a instituit, oferind evreilor o patrie pentru prima oară după mii de ani. Iar în 1967 și 1968, luna în sânge a fost legată de războiul de 6 zile. Dar acestea sunt semnele cerurilor și am să vă mai spun și despre cele 4 luni de sânge, dar vreau să-l ascultăm pe Cătălin Crișan, acest cântec deosebit pe aleile din parc, care îl ofer tuturor ascultătorilor mei prezenți aici la emisiune. Domnul Trușcă Florian vă salut de la Sighișoara, Viorel din Israel, Ashkelon. Bună seara, America, bună seara, Ligia, bună seara prietenilor mei din Australia și prietenilor mei care stau pe pagina Radio TV Unirea. La Cultură și Lectură puteți găsi cărți și reviste, puteți citi articolele noastre pe care le postăm pe pagina radio și puteți asculta înregistrate și redate dumneavoastră emisiunea Suflet de Ardeal. Cătălin Crișan, pe aleile din parc. Te aștept să apar din nou pe alei și-mi amintesc, iubita mea, de acele vise în calde seri, nu voi uita. Din clipa când ne-am cunoscut, tot ce ne-am spus, tot am crezut. Un drum senin mi s-a deschis și încrezători noi am pornit pe aripi de vis. Natura-n floare ne zâmbea, tot universul ne aducea. În adierea vântului, speranța lui, pe cerul albastru infinit, când steaua nopții a răsărit și liniștea în jur s-a întins și parc un trec de o pace dulce a fost cuprins. Iar într-o seară n-a sfințit, prieten bun ne-am despărțit, știind că într-o bună zi vom reveni, vom reveni. Din zborul lor doi porumbei coboară acum pe alei și-mi însoțesc cu glasul lor și pașii mei purtați de dor. Aștept să apar din nou pe alei și-mi amintesc, iubita mea, de acele vise-n caldeze, nu voi uita, nu voi uita. Te port și astăzi în priviri și-un vis frumos de împlinit. Îmi făuresc și-mi voi păstra, iubirea mea, iubita mea. Te port și astăzi în priviri și-un vis frumos de împlinit. Îmi făuresc
iubesc și-mi voi păstrea, iubirea mea, iubita mea. Îmi făuresc și-mi voi păstrea, iubita mea, dragostea mea. Foarte multă tandrețe în versurile interpretate de Cătălin Crișan. Într-adevăr, toamna este un anotimp frumos pentru iubire, pentru dragoste. Așa cum scrie și Nichita Stănescu în emoție de toamnă. A venit toamna, acoperăm inima cu ceva, cu umbra unui copac sau mai bine cu umbra ta. Mă tem că n-am să te mai văd uneori, că or să-mi crească aripe ascuțite până la nori, că ai să te ascunzi într-un ochi străin și el o să se închidă ca o frunză de pelin. Și atunci mă apropii de pietre și tac, iau cuvintele și le nec în mare, șuier luna și o răsar și o prefac într-o dragoste mare. Cu soarele azi galbeni, ca fagurii de miere, în jurul meu se închide un măr boltit de mere. Din ram eu rup ca-n bazme un măr de aur și, o, pom vrăjit de toamnă, nu pot să mă reții. Prin ramuri desfăcute ușor de mâna mea, zăresc comoara viei și odihna ei mă vrea. Sub un butuc de viță rămân culcat pe spate, primesc, privesc în goi la cerul cu ape neschimbate. Luna octombrie, denumită atât de tandru în popor brumărel, are un rol important în decursul anului calendaristic. Fenomenele meteorologice care produc în aceste săptămâni sunt definitorii pentru viitor pe de o parte și impun desfășurarea anumitor activități agricole pe de altă parte. Așa îi spune și numele în această perioadă, începe a bruma, începe a cădea brumele cele mici. Într-o versificare populară se arată că brumărel e necăjos și suflă rece, pe unde merge el pârlește. Dar copacii verzi golește, bruma cade pe ogoare, holdele-s de mult în hambare, lene și tremură de frică și pielea le-o înfurnică. În basmele referitoare la luna octombrie, brumărel sunt marcate caracteristice lunii ce fac tranziția de la toamnă la iarnă. Brumărelul este personificat printr-un făinicel cu pahar bălan care aleargă călare peste câmpii, mari, maguri și dealuri și ia parfumul florilor. O să vorbim și de legendele mitice, vom vorbi și despre luna sângerie încă, dar vreau să vă ofer Mă uit la tine, toamnă.
Dacă revenim la luna sângerie, nu doar că există 4 luni de sânge, una a fost în 15 aprilie, cea de-a doua astăzi, 8 octombrie, și vor mai fi încă două în 4 aprilie 2015 și 28 septembrie. Dar semnificația adăugată este că eclipsa totală de soare de pe 20 martie 2015 este cu privire la calendarul biblic al primei zile a lunii Nisan. În prima zi a lunii Nisan începe anul nou calendarului religios, prima lună a evreilor. Probabil informațiile pe care vi le dau par sinistre credincioșilor. Totuși ideea care nu trebuie înlăturată este următoarea. Iisus va reveni curând. Știm că nimeni nu cunoaște data exactă a revenirii sale, dar e bine a ne nu fi lepădate informațiile care țin de vremurile din urmă. De asemenea, cu toții știm că venirea Anticristului este aproape, iar Israel se află în centrul istoriei mondiale. Cât de mult așteptăm lucrul acesta, cât de bine suntem pregătiți să-l întâlnim, vom vorbi într-o altă emisiune care se va referi doar la această temă. Noi, deocamdată, ne aflăm cu această eclipsă din 8 octombrie într-o frumoasă toamnă. Și în prima legendă mitică, cea a lui Brumărel, cu voinicelul Bălai la față, care prin farmecele lui se duce florile să le ia mirosurile și care merge călare prin vai lungi și poieni, întâlnește o garofiță sub care dormea o copiliță cu brațele și sânul plin de flori. Îi este milă să o trezească, dar nechezatul murgului însă o trezește. Voinicul se apropie de ea și cere să-i sărute mâna, ea răspunde că nu e fată mare să dea gura la oricare, ci sunt floare sfântă mare, cine mă miroase moare. Voinicelul îi răspunde să-i dea gurița, că nici el nu-i voinicel, ci un mândru brumărel, mor florile tot cu el. Astăzi sunt brumarul mic, florilor mirosul stric, mâine sunt brumarul mare, iau cu mine orice floare, seara peste ele pic, în prânz mare mă ridic, fetele la toate stric, nu mai plânge și ofta, acum poți să-mi dai gura. Superstițiile legate de fenomenele meteorologice specifice lunii octombrie sunt din abundență. Dacă frunzele pomilor se îngălbenesc și cad repede, e un semn că anul ce urmează va fi roditor. Dacă plouă mult în octombrie, va fi vânt puternic în decembrie, iar dacă e brumă sau zăpadă, în ianuarie va fi timp frumos. Timp frumos va fi pentru cei care vor asculta Liliana mea. Ian Raibur pentru toți ascultătorii Radio TV Unire. Va zbura.
curs lacrima, că-și doar iubirea ta mă va încălzi printre străini. Să știi, vei fi a mea și mă vei aștepta, doar asta îmi doresc, iubirea mea. Mă duc să mai colind lacrima, așteaptă-mă și voi veni din nou în viața ta, căci timpul va zbura pe lângă casa ta și n-are și voi aduce dragostea. Liliana mea, șterge-ți lacrima, căci doar iubirea ta mă va încălzi printre străini. Să știi, vei fi a mea și mă vei aștepta, doar asta îmi doresc, iubita mea. Dacă toamna este cea care răspunde iubirilor și dacă poezia este pe primul loc în sufletele celor care iubesc acest anotimp, am să vă redau printr-o recitare nu extraordinară Mihai Eminescu, Afară-i toamnă. Afară-i toamnă, frunza împrăștiată, iar vântul svârlă în geamuri grele picuri. Și tu citești scrisori din roase plicuri și într-un ceas gândești la viața toată. Pierzându-ți timpul tău cu dulci nimicuri, n-ai vrea ca nimeni ușa ta să bată, dar și mai bine-i când afară-i sluată și stai visând la foc de somn să picuri. Și eu astfel mă uit din jet de gânduri, visez la basmul vechiu al zânei d'ochii, în jurul ceața crește rânduri, rânduri. Deodată aud foșnirea unei rochii, un moale pas abia atins de scânduri, iar mâni subții și reci mi-acoper ochii. Mihai Eminescu, într-o toamnă splendidă, probabil a fost atras de acest anotimp, cum fac toți poeții, și mai ales că avem de grijă să asociem acest anotimp cu ceea ce astrologic sau meteorologic avem informații. Dacă este multă brumă sau zăpadă, frig sau ger, știm că în luna octombrie, dacă se întâmplă lucrurile astea, ianuarie va fi moale și călduț. Dacă plouă, în decembrie vor fi vânturi. Cei care cunosc semnele din natură spun că bogăția anului ce vine se cunoaște după frunze. Cu cât acestea se așterg mai repede pe pământ, cu atât va fi mai multă bogăție în hambare. Dacă frunzele rămân prinse în crengi mult timp, e semn că iarna va întârzia să-și facă simțită prezența.
În schimb, pomii vor fi marcați de omizi la venirea verii. Dacă în multe zile satele vor fi învelite în ceață, e semn că prima lună de iarnă va veni cu zăpadă grea. Sărbătorile din luna octombrie se încadrează, din punct de vedere al meteorologiei populare, unui timp de tranziție. Astfel, în luna octombrie, întâlnim fel de fel de practici specifice perioadei de trecere de la toamnă la iarnă, toate acestea fiind incorporate în sărbători, precum Sfântul Procoavă. În 14 octombrie avem Sfânta Paraschiva, iar în 18 Lucinul sau Sfântul Luca. Nu voi uita de 25 octombrie, când va veni ajunul lui Sânmedru, moșii de toamnă, sau în 26 Sânmedru, Sfântul Dumitru. Dar până la aceste sărbători, Cătălin Ungureanu vă oferă tuturor ploaia din vis, pentru că ploaia este tot într-o toamnă. Te visez adeseori, îngenunchiată în flori, briliant de rouă în zori. Te strig în gând și aștept un semn al tău. Ploaia cade în mine greu. Ploaia cade în mine greu. Plouă peste noi amintiri de ploi, ne încearcă trist neîncetat. Vom trăi cumva, nu putem uita, ploaia care ne-a legat, care ne-a legat, ploaia care ne-a legat. Sărbătorile marcante ale lunii octombrie sunt foarte importante, de aceea în sărbătoarea Procoavelor e sărbătorită Sfânta Procoava, acoperământul Maicii Domnului, înseamnă Procov, se serbează să fie apărate vitele, să fie ferită casa și recolta de foc, iar oamenii se feresc de înec și de boli.
Femeile postesc pentru sănătatea copiilor în această sărbătoare, iar fetele speră să aibă păr frumos și să se mărite, să li se acopere capul, cum se spune, ajunează, apoi mănâncă o jumătate de turtiță sărată, iar cealaltă o pun sub pernă să-și viseze prima întâlnire cu ursitul. În data de Vinerea Mare, dinaintea Sfintei Paraschiva, nu se lucrează pentru a avea noroc în căsnicie, în avere și în sănătate. Nu se coase pentru că e pericol de orbire. Se fac cumpărături și pregătiri de iarnă, iar coliva de acum, făcută în luna octombrie, este bună de leac. În data de 14 octombrie, când Sfânta Paraschivă este sărbătorită, are loc nunta oilor, sfârșitul verii lui Mioi, și se îngroapă vara. Este o zi rea de piatră, trăsnet și dureri de cap. Este ziua femeilor leneșe, dacă aduc și ele apă. Cum va fi așa, până la Sfântul Dumitru vor fi și celelalte sărbători ale anului, dacă până acum n-a plouat, vine iarna curând. Dacă oile dorm îngrămădite, la sărbătoarea Sfântei Paraschivă, iarna va fi grea. Iar dacă dorm împrăștiate, iarna va fi ușoară. Nu se mănâncă poame cu cruce, adică nuci și castraveți. Ciobanii nu cioplesc să nu iasă miei tărcați. Nu se coase, nu se toarce, că e rău de trăsnet și boli. Se ține să fie anul roditor, se împlinește sorocul ciobanilor, a văcarilor, a pandarilor, iar vitele ies pe luncă în țarini. După această zi a Sfintei Paraschive se amestecă oile cu berbecii pentru prăsilă și se fac iar maroace unde se valorifică produsele oilor. O să vă spun și despre celelalte sărbători, însă Livada, poezia scrisă de Tiberiu Utan, mi-a atras atenția și atunci am să vă spun cam așa. Pasăre de aur, toamna trece în zbor neauzit, iar în cinstea ei în arbori fructele s-au rumenit. Merii picotesc sub raze și-ți vine să alergi printre pomi, desculți prin ierburi moi ca peste calde cergi. Minunată e livada, colț din basm luminos, de bunica spus aseară cu voinicul făt frumos. Toate poeziile despre toamnă sunt superbe. Cei care au ales acest anotimp să-și delecteze scrisul cu frumusețea toamnei n-au greșit. Dar pentru că frunza cade, adio pică frunza, formația Savoi să fie pentru domnul Ioan Godja de la Wiener Neustadt. Yeah, man.
Stai de mă alinde cu mâna ta cea mică și spune-mi de Doamne și frunza de ce pică și frunza de ce pică. Dacă facem o trecere în revistă a sărbătorilor din luna octombrie, între 17 și 18 octombrie sărbătorim lucinul, adică sunt zile rele de lupi. Nu se lucrează nimic cu lână sau cu pielea animalelor ca să fie ferite de lupi și boli. În data de 21 octombrie, sfinții martiri ortodoxi români, cuvioșii mărturisitori călugării Visarion, Sarai și Sofronie din Cioara, țăranul Oprea Miclăuș din Săliște și preoțul Ioan Vărvorea din Galeș și Moise Macinic din Sibiel, iată, aceștia sunt sărbătoriți, iar în 25, la focul lui Sumedru, ajunul Sfântului Dumitru, se fac focuri peste care sar copiii să fie sănătoși sau tinerii să se căsătorească. Cărbunii sunt puși în livadă ca să rodească pomii. Femeile dau copiilor nuci, mere, struguri, prune uscate, iar dacă e belșug de gutui și nuci, iarna va fi foarte grea. Se fac pomeni pentru morți cu această ocazie. Însă, în 26, Sfânt Medru, patronul păstorilor, soroacelor, este Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir. Atunci cad frunzele armurilor. Cum este ziua, va fi și iarna, iar dacă-i frig, va fi iarna bună. Dacă este lună plină, senin, iarna va fi moinoasă, iar dacă este nor, vânt și ploaie, vor fi zăpezi mari, ger și iarnă lungă. Dacă este lună nouă, iarna va fi scurtă și ușoară. Ciobanii pun dulama între oi. Dacă se culcă oaie neagră, iarna va fi ușoară. Dacă se culcă oaie albă, iarna va fi grea. Se ține această sărbătoare ca să fie oamenii feriți de boli și animalele de lupi. Acum se termină sămănatul usturoiului, se tunde coama cailor să aibă păr frumos, e ziua închierii soroacelor, învoielilor pentru slujbă și închirierilor. În data de 27, dacă tot mergem pentru sărbători înainte, poitra lui Sumedru, câinii lui Sumedru, Filip Șchiopul, cuviosul Dimitrie cel Nou din Basarabi. Se ține această sărbătoare ca apărarea oamenilor și animalelor de boli, lovituri, de lupi și ca să fete oile bine. Se desfac stanile. Toți ne bucurăm de culorile deosebite pe care le capătă frunzele toamna. Știți de ce toamna îngălbenesc frunzele? Știți de ce nu rămân ele verzi tot anul? Știți de ce frunzele toamna sunt roșiantice? Știți care e motivul pentru care cad în aceste sărbători ale lunii octombrie și când vine frigul?
Știți ce formează culorile frunzișului toamna? Acel colorit frumos de la verde gălbui, galben aprins sau roșiatic? Ei, răspunsurile date de un grup de cercetători de la Imperial College din Londra au fost extraordinare, dar am să vi le spun după ce vom asculta Doina Limbășanu din Grădina Timpului Trecut. Au trecut peste noi soare, nord, zăpezi și ploi. Amintiri ne-au lăsat, zilele care au plecat. Timpul ce s-a dus în urma lui i-a lăsat un zâmbet. Iubitorii culturii scriu într-un anume fel despre ceea ce știu despre toamnă. Și cum vă spuneam, cercetătorii de la Imperial College din Londra știu de ce se irosesc frunzele, apoi îngălbenesc și cad. Studiul publicat a explicat ce provoacă toamna cu desprinderea frunzelor. Frunze care vara sunt frumoase, viguroase și verzi. Se pare că sunt adevărate celule solare, iar în alutimpul rece acestea devin inutile. Pigmenții care colorează în galben și portocaliu frunzele apar pentru a proteja elementele nutritive din frunză. Apoi acestea sunt transferate țesutului copacului pentru a fi disponibile în primăvara ce va veni și când vor apărea noile frunze. Mecanismul celular natural care provoacă înlăturarea frunzișului toamna are cauze genetice. Frunzele au un strat special numit de cercetători zona de extirpare. Odată cu venirea toamnei, celulele din acest strat al frunzelor încep să se umfle, încetinind transportul substanțelor nutritive primite de la trunchi, până când această zonă e izolată total printr-o linie de demarcație, proces ce duce la desprinderea frunzei de pe creangă. Locul unde frunza a fost prinsă de creangă se va acoperi cu un strat protector care va preveni evaporarea apei și va împiedica pătrunderea insectelor. Frunzele sunt micile fabrici de mâncare ale copacului care transformă căldura, apa și dioxidul de carbon în glucoză, substanță cu care pomul se hrănește, iar care se numește fotosinteza. Odată cu toamna, când zilele sunt mai mici și nu mai e atât soare, copacii știu că trebuie să se pregătească pentru iarnă. Ei intră într-o stare de repaus și se odihnesc până când se face cald, așa că nu mai au nevoie de aceste
frunzulițe fabricuțe. Din această cauză, verdele frunzei dispare treptat, înlocuind cu nuanța de galben, portocaliu roșu sau maro, după care încet încet frunzele cad. Se pare că devin galbene odată ce pierd clorofila, care generează energie, dar culoarea galbenă atrage insectele. E cauza pentru care anumite specii de plante produc un pigment roșu spre a se proteja de gândacii nedoriți. Nu toți copacii trec prin acest proces de înroșire, ci doar cei mai puțin rezistenți și o posibilă invazie de gândăcei le-ar putea dăuna, căci pomii din specii mai puțin pretențioase rămân la steadul de galben al frunzei. Frunzele îngălbenite până la urmă cad din copaci pentru ca el să se protejeze de invazia insectelor care ar fi atrase de colorit. Iată așadar, nu rămânem indiferenți de anotimpul cu frunzele verzi, așa cum rămân brazii cu acele lor mereu verzi. Vom asculta Mirabella Dauer, Frunza mea albastră. Ceasul nu după desmierdă, ci întrebând în stânga și în dreapta trecătorii. Singur și fără remușcări ne vom ciocni în cosmos, doar uneori ca norii. Liniște-te tu și nu voi mai regăsi. Singur vom petrece ce din urmă clipă, în timp ce pescărușul de ani să reclădim ce-am să rămat pe seara cu despărțirea noastră. Și nici atunci nu-i sigur că mai putea să fim eu creangă ta de aur, tu frunza mea albastră.
și nici atunci nu-i sigur că mai putea să fim. Eu cranda ta de la urmă, tu frunza mea albastră. Toamnă și frunze care cad, iubirile toamnei și toamna de demostene botez. Toți acei ce întreaga vară au muncit din zori în seară, toamna au roade bogate, au și fructe și bucate, mere, pere, împanere, prune bune și alune, și gutui amărui cu puf galben ca de pui, și tot felul de legume de nu le mai știi pe nume. Poezia care se referă la toamnă și care îmbracă și culorile ei, cu siguranță place, este iubită de cei care au un univers al poeziei și care se îmbracă sufletește în ceea ce toamna ne poate oferi. Desigur, acest belșug de toamnă câteodată se găsește, câteodată nu se găsește, pentru că nu totdeauna toamna e așa cum își dorește fiecare, cu belșug de bucate, pentru că, așa cum știm, cu agricultura este cam la noroc și cu siguranță cei care au în grădinile lor tot ceea ce ține de plante și de fructe știu lucrul acesta. Cel mai frumos este toamna că poți face plimbarea sub castani. Cum este la mine în oraș, la Sighișoara, o alee de un kilometru plină cu castani, frumos, mai ales dacă timpul e frumos și te bucuri de ceea ce acest miros al castanilor îți oferă. Mai ales foșnetul frunzelor, atunci când a mai căzut o frunză în tristul de afară, decor propus de toamnă, neînduplecată iară. Și, bineînțeles, poezia poate fi la infinit o frumusețe, un gând frumos, poate fi o dojană a pădurii sau să cadă câteodată alene câte o frunză. Aș putea să enumăr foarte multe poezii care îmi plac și care v-ar plăcea și dumneavoastră, însă a mai căzut o frunză în tristul de afară, decor propus de toamnă, neînduplecată iară. Închid încă un astor, îndes și pălăria, bănuitor că-i multă și prea de preț, simbria. Pe geamăte de frunze îmi construiesc noi vise, cu mâna în buzunare și ploapele închise, de n-ar fi dezolantă atât cât să mă doară, din ale mele toate i-aș da o primăvară. Nu-mi cere ajutorul și asta mă înspăimântă. Așteaptă tu, prieten, când mierele o să-mi cântă, tu stai și meditează că frunza care-mi cade la mugur face locul, că mie verde-mi șade. Iar timpul, dacă trece în cicluri, mă transpune, frunzișului meu verde doar primăveri s-adune. Lăsată este asta și cred cu stăruință, mai bine desfrunzită, nu trec în neființă. Nu-mi duce mie grija de plânge-te pe tine, un an în plus, la anul tu crezi că e mai bine? Deschide bine ochii, tristețea o alungă, chiar și cu ierni o viață oricum nu o să-ți ajungă. Și viața ta se scurge rugându-te cu jale să-ți treacă iute timpul, să n-ai covor în cale de frunze ruginite, tablou ce te apasă, tu îmbătrânești de vreme, iar eu devin mai deasă. Și dacă vrei tristețe, îți sugerez, pășește, ca mâine primăvară coroana mă înfrunzește. Tu bucură-ți privirea de tot ce vezi afară, uită că aduni la vârstă un an, la primăvară.
este poezia lui Cornelu Chiorescu, un fantastic periplu de metafore și figuri de stil, fantastic de frumos așezate într-o poezie pentru toamnă. Însă, dorul de toamnă pe care ne-l trimite prietenul meu Bogdan Curta din Germania este extraordinar. Vi-l ofer și dumneavoastră. Iubita mea, te-ai prefăcut în toamnă și fruntea ta de frunze o sărut. Copacii spre iubire te îndeamnă, dar pașii printre frunze mi te duc. Ori soană și pe frunte și pe buze, dar ce frumoasă toamnă pentru noi! Tu adormită pe un covor de frunze, eu sărutându-ți cum merită-i goi. Tu să-mi dai noroc, eu să-ți dau lumină, lată, fără foc. Te știu ce e în sufletul meu, ai stat doar lângă mine mereu. Sărutul tău de frunze rugii și năsălitul roșu precum acii era cea mai frumoasă între femei. Pe fruntea ei se veșteau copacii și frunzele cădeau în părul ei. Tu să-mi dai noroc, eu să-ți dau lumină, vată, fără foc. Te știu ce e în sufletul meu, ai stat doar lângă mine mereu. Dacă vrem o traducere mai adevărată despre toamnă, este una din cele patru anotimpuri a climei temperate. Anotimpul care leagă vara de iarnă. În emisfera nordică, toamna începe în jurul lunilor august-septembrie, pe când în emisfera sudică, începutul toamnei e considerat în jurul lunii martie. În această perioadă, frunzele foioaselor încep să cadă, se îngălbenesc treptat și capătă acea culoare despre care v-am vorbit, roșie brună. De aceea, în America de Nord, toamna e numită și fall, care înseamnă cădere.
iar în timpul în care zilele devin din ce în ce mai scurte și răcoroase. Astronomic, unele țări vestice consideră că toamna începe cu echinocțiul de toamnă în 23 septembrie, iar în emisfera nordică și echinocțiul de primăvară în 21 martie. Pe de altă parte, meteorologii asimilează lunile martie, aprilie, mai în emisfera sudică, respectiv lunile septembrie-octombrie în emisfera nordică, cu toamna, deoarece pe perioada acestui anotimp, perioada de lumină este vizibil din ce în ce mai mică. În unele țări, bineînțeles, starea sufletească ce se desprinde din sărbătorile tomnatice este bucuria pentru fructele pământului, amestecată cu melancolia pentru vremea mohorâtă. Toamna în poezie a fost des asociată cu melancolia, posibilitatea ca răcoarea toamnei ce se arată la orizont, când cerul devine gri și posomorât, cum am găsit într-un poem al poetei Rainer Maria Rilke, sper să fac o traducere bună: cine n-are o casă acum, nu-și va clădi una. Cine este acum singur, va rămâne așa mult timp. Va veghea, va citi și va scrie scrisori lungi, înapoi și înainte pe bulevarde, va hoinări neliniștit când frunzele vor cădea. În Statele Unite, toamna este asociată cu Halloween-ul, iar televiziunile, firmele, cărțile, decorațiunile, industria folosesc această perioadă de toamnă pentru promovarea produselor. Dar ceea ce noi știm cu siguranță este că toamna este un anotimp mohorât, dar dulce, frumos și impresionant. Și nu numai poezia este cea care cuprinde toamna, ci și proza și, știu eu, literatura beletristică, de ce nu, emoțiile toamnei sunt așezate oarecum la loc de cinste, spun eu, până la lacrimi, spune Savoi, așa că să-i ascultăm. Și sunt ca vioara, toate în parcă sunt prima oară. Ca un copil aștept dimineața, până la lacrimi mi-e dragă viața. Orice splendoare mă doare, mă doare această floare și frumusețea ta. Și frumusețea ta. Și această zi, și această zi, ce mâine nu va mai fi, ce mâine nu va mai fi, nu va mai fi. Cu dulci fiori spun mamă și tată, parcă îmi văd părinții prima dată. Ca un copil aștept dimineața, până la lacrimi mi-e dragă viața. Orice splendoare mă doare, mă doare această floare și frumusețea ta, și frumusețea ta. Și această zi, și această zi, ce mâine nu va mai fi, ce mâine nu va mai fi, nu va mai fi. Când te cuprind, tu tremuri ars toată, parcă ai iubi prima dată. Ca un copil aștept dimineața, până la lacrimi mi-e dragă viața.
orice splendoare. Mă doare, mă doare această floare și frumusețea ta, și frumusețea ta. Și această zi, și această zi, ce mâine nu va mai fi, ce mâine nu va mai fi, nu va mai fi. Și această zi, și această zi, ce mâine nu va mai fi, ce mâine nu va mai fi, nu va mai fi. Există un lucru pe care fiecare om trebuie să-l facă, și anume să-și găsească timp să privească căderea frunzelor. Există o armonie în toamnă și o strălucire în cerul ei care nu poate fi regăsită de-a lungul verii, ca și cum n-ar putea fi, ca și cum n-ar fi fost vreodată. Fiecare frunză îmi poate șopti fericirea planând către pământ din copacul toamnei. Octombrie este o sinfonie a permanentei schimbări. Nu mă pot îndura să risipesc, stând în casă, ceva atât de prețios ca un răsărit de soare în toamnă. Așa că îmi petrec în aer liber toate orele zilei. Toamna este a doua primăvară, când fiecare frunză este o floare. E toamnă, e foșnet, e somn, copacii pe stradă oftează, e tuse, e plânset, e gol și frig și burează, scrie George Bacovia. Iar Nichita Stănescu spune: dacă timpul ar fi frunze, ha, ce toamnă! Toamna este primăvara iernii. Vântul de toamnă schimbă culorile frunzelor. El pune primul fir alb în păr. Pentru oameni, timpul recoltei și adunării roadelor, pentru natură, toamna, perioada însămânțării. Nimeni nu poate gusta fructele toamnei în timp ce delectează cu parfumul florilor de primăvară. Mă bucur că trăiesc într-o lume în care există octombrie. Toamna a fost întotdeauna anotimpul meu preferat, momentul în care totul se umple de ultima picătură de frumusețe, ca și cum natura ar fi economisit din frumusețile ei pentru momentul final. Cel mai dificil anotimp, când frunzele cad, de parcă s-ar îndrăgosti de pământ. Toamna, cu aia albe frunte și cu galbeni conduri, a lăsat argint pe munte și rugina în păduri, scrie George Topârceanu. Dar trebuie să oferim mult pentru a primi mult. Dăruirea propriei persoane creează o recoltă generoasă, ca o toamnă. De îndată ce primele frunze schimbă culoarea, pentru marea petrecere a toamnei, îi urăm bun venit răcoarei din aer. Și iată, bătrânețea începe ca toamna, cu melancolii, cu umbre care se lungesc. Dar, să ne spună Toni Ursachi, cum este când vine toamna? Să scriem pentru toamnă cu litere de ceață epistole fragile ca praful de pe fruturi, portretul de șofran al ierbii fără viață, tăcut să-l desenăm pe ale ploiciuturi. E tot mai frig și clipa te-ndeamnă acum să taci, mă-ntreb aflând răspunsuri tot fără de înțeles. Patvânturile toacă pe scoarțe de copaci, rămași pustii pe cer, plâng norii tot mai des.
vine toamna, viscolim prin vii. Când vine toamna, te chem și nu vii. Când vine toamna, vino să te știu, mult prea târziu. Când vine toamna, viscolim prin vii. Când vine toamna, te chem și nu vii. Când vine toamna, vino să te știu, mult prea târziu. De-ai ști măcar pe unde și cât te-am căutat, n-ai mai putea nici brațul, nici ploapa să-ți ridici. M-a bicit și ploaia și cât te-am căutat, de-acum tot un ameste mai pot răbda un bici. Nici chiar călcâiul nopții acum n-ar mai putea să rupă-n două spinul care mi-a sfâșiat. Și tălpile și pieptul și toată pacea mea. De câte ploi te caut și cât am căutat. Când vine toamna, viscolim prin vii. Când vine toamna, te chem și nu vii. Când vine toamna, vino să te știu, mult prea târziu. Când vine toamna, viscolim prin vii. Când vine toamna, te chem și nu vii. Când vine toamna, vino să te știu, mult prea târziu. Uitați de mult căința trupului cel muritor și ne uită și credința, răzvrătit scopleșitor, parcă fără de repere, locomoția ne poartă și alergând după himere. Răstigniți grotesc pe o roată, nu mai e nicio nădejde. Unde-s principiile sfinte? Chiar viteza înăsprește spărtura dintre cuvinte, privesc la cer și caut semne ale proniei divine. Cine oare să le vadă când nori spre cum jivine? Cândva împărțeam o pâine, eu timid și Dumnezeu. Astăzi nici măcar un câine nu stă cu sufletul meu. M-am pierdut călcând prin rosturi, căutând să fie bine, am rămas fără adăposturi, tocmai când te aflam pe tine. O, Doamne, lumina mea, fă ceva, nu mă lăsa. Sunt nevrednicul să dea implorând lumina ta. Dă-mi puterea. Ni se întâmplă doar odată să ne trezim într-o poveste lângă omul cel adevărat, lângă omul care ne-a fost dat. Eu m-am trezit cu tine în brațe, dansând sub ochii reci ai lumii. Eram cazul
cine cazul tuturor. O minune s-a întâmplat atunci cu noi. Eram îngeri, dar și simpli muritori. Vino să plutim albastru amândoi. Ave Maria de bucurie Asunțion. Amintiri dulce, o casă pentru nopți nebune, să trăim eterne primăveri, înflorim grădina ta cu meri. Și vom rămâne în poveste, între coperțile iubirii, să fim cazul, cine cazul tuturor. O minune s-a întâmplat atunci cu noi. Eram îngeri, dar și simpli muritori. Vino să plutim albastru amândoi. Ave Maria de cocoi la subțioi. Atunci cu noi eram îngeri, dar și simpli muritori. Vino să plutim albastru amândoi. Ave Maria de cocor la subțioi. De cocori la subțioi, cocori. Cocorii pleacă toamna. M-a întrebat fiul meu de ce pleacă cocorii, de ce mai și vin. Ei caută ceva pe cerul înalt, dansează în limbajul lor minunat de cocori și visează la câte un zbor. Își deschid aripile, se rotesc și pleacă simplu, pentru că nu găsesc niciodată acel ceva care să-i rețină aici. Parcă sunt triști când trebuie să plece. Noi de ce nu plecăm, mama, asemeni cocorilor? Noi rămânem că avem casa și toamne, în care să privim la câte un vis ce zboară, asemeni lor. Câteodată nu se întoarce înapoi, și crede-mă, când își va găsi o casă a visului, vom ști. Cu siguranță nu știm de ce păsările părăsesc locurile și de ce nu rezistă frigului, dacă ne gândim că, dincolo de vânt, plecarea cocorilor te face să te simți vinovat. Dar asta nu este o vină. Vinovată de plecarea cocorilor e timpul. Este gândul că acolo unde vor ajunge, cu siguranță vor găsi verile mai calde, dar îndată ce ca un zbor de cocori în pregătirea lor de plecare sunt călători și pleacă departe, ca un zbor de cocori în pregătirea lor de plecare, când știu că nu pot să rămână, deși n-ar dori călător să pornească în depărtare. Și plecarea încă o dată și amână. Așa mi-e inima când cu tine doresc să rămân, deși știu că voi pleca în curând. Încă puțin plecarea amân. Cocorii, apele și aripile cu țipătul ascuțit, de parcă orice dorință s-a stins. Tu parcă ai fi rămas într-un vis aiurit. Pe din două ai vrea să te împarți, să pleci, nimănui să nu spui, nu poți și dorești să rămâi.
atunci plecarea din nou îți amâi. Două rotocoale cocorii mai fac, de la toate parcă și-au luat rămas bun. Durerea plecării o neacă în lacrimi și tac, apoi pornesc cu alte speranțe la drum. Drum bun, drum bun. Aceasta este plecarea cocorilor, iar pentru că cocorii se îndreaptă spre lună, Ion Suruceanu ne trimite o lună. Luna roșie ar putea fi cea care astăzi este pe cer, cea care este așa de des pomenită în toate poeziile, în proză și în beletristică. În nopțile cu stele și tulburii mei somn, când eu privesc la ele, nu știu răsare iarba, în murmur de izboare, departe ești de mine, cum luna e de soare. Nu știu răsare iarba, în murmur de izboare, departe ești de mine, cum luna e de soare. Luna, 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 nostalgia va pleca. Luna, 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 amore. Luna, 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 sunt al tău și ești a mea. Luna, 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 amore. Ieri stele neatinse, noi stele se vor naște. Am cunoscut durerea, nu am ce mai cunoaște. Nu știu răsare iarba, în murmur de izboare, departe ești de mine, cum luna e de soare. Nu știu răsare iarba, în murmur de izboare, departe ești de mine, cum luna e de soare. Luna, 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 nostalgia va pleca. Luna, 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 amore. Luna, 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 sunt al tău și ești a mea. Luna, 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 amore.
Mi-a trimis un prieten, Calotescu Tudor Gheorghe, un poem, Toamnele. Nu pot număra durerile, sunt ocupate cu recensământul frunzelor, cu plecarea cocorilor și din când în când un măr roșu. Fluturii nu mai au niciun rost, nici o floare pe niciun ram, ba câte o rață sălbatică, chiar și lebedele fug fără niciun acord, cu multe dureri, cu mute dureri necântate, într-un sfârșit de partitură, precum un început de ou. Nici o aripă de ceară, într-o inutilă căldură, nesecate izvoare sub nicio plajă, câtă vară în scoica de sub cap, câtă primăvară în toți mugurii, cât viscol desenează valsul fulgilor din visele neîndrăznite, dansul caragios al pinguinului între două aureole și un Titanic. Toamnele sunt tot ce contează, un fel de coacere a primăverii. Cu siguranță acest prieten laudă toamna într-un fel aparte, de când uneori în miezul unei zile oamenii de la poalele Carpaților își înalță ochii pe cer și rămân apoi câteva clipe pe gânduri. Când încep lucru din nou, unda de melancolie pare să fi trecut peste sufletul lor. Iată, sus în albastru cerului, șiruri de cocori alunecă spre miază zi. De când oamenii s-au pomenit pe aceste pământuri, plecarea cocorilor nu s-a petrecut fără o ușoară părere de rău. Toți care trăiesc aici au încercat-o, începând cu cei mai vechi dintre ei, felurite neamuri și triburi barbare. Dacii de pe culmile Carpaților, iar de lângă apele Dunării Sciții, au privit trecerea cocorilor spre miază zi. Și oricât de aspru le era sufletul, umbra anticipată a toamnei îi va fi învăluit. E vechi de mii de ani gestul cu care cei de la Dunăre urmăresc plecarea păsărilor migratoare și tot atât de vechi sentimentul încercat. În cerul înalt, al cărui smalț albastru nu s-a negrit, încăpenică ieri cu țipete lungi prevestitoare și cât de dramatică pare împrejurarea, dând ascultare legilor implacabile care îi guvernează, viața. Întregul neam al cocorilor se adună sfâșia de nostalgii, dar disciplinat în mari formațiuni aeriene, pornind spre sud, lăsând în urmă presentimentul unui mare sfârșit, plecarea cocorilor. Savoi și visul. Am visat un vis frumos, se făcea că ești cu mine. Însă visele, știi bine, mi se tâlbăcesc pe dos. Și-am visat în altă zi, când dormeam pe la chindie, la cununie. Asta oare ce-o mai fi? Am uitat să vrei, am uitat să iubim. Ești așa de departe de mine, ne distruge încet un orgoliu secret. Am uitat să vrei și nu-i bine.
Domnul Iisus la judecată. De ce nu vă luați odată? Surzând ne-a întrebat și-a mai spus că om să dea niște legi contra mântriei și împotriva geloziei. Să fie sa am uitat să trăim, am uitat să iubim, în amor mi se pierde drumul. Încă nu-i vrea târziu lângă tine să fiu, să te trec ca un cinere pragul. Desțărănire. Au lăsat seninul cerului, au lăsat verdele câmpului, au lăsat limpezimea izvorului și coarnele plugului. Au plecat în marea migrație să-și caute ocupație, în fabrici și uzine de industrializare pline. Au făcut 3 schimburi de muncă, ei care dormeau pe luncă, au făcut naveta cu biciclete, cu trenuri și camionete. Stăteau la cozi să cumpere carne, ștevie și bulioane. Nu aveau pâine pe masă și ucideau viței în fașă. Uitaseră de petreceri, de nunți, de decese. Nunta ținea 3 ore, fiindcă plecau la schimb la ora 2. Dar când mămăliga explodează, sunt trimiși din nou acasă. Fără pluguri, coase și tractoare, să lucreze pe ogoare. Tineri, bătrâni și bătrâne își împart un sfert de pâine și desțelenesc ogorul cu săpăliga și tractorul, care abia mai tușește pe pământ când se târăște. Buruienile sunt oi și de mare soi. Grâul nu le e luat, fiindcă nu e performant. Se roagă la Domnul neîncetat să îl scape de așa iad. Prietenul meu Artemis mi-a trimis acest poem pentru românii de pretutindeni, pe care îi îmbrățișez cu tot dragul, de aici, de la Sighișoara, prietenii mei care trăiesc în diaspora și care stau cu minți pe pagina Radio TV Unirea și ascultă radio în direct. Dacă doriți să vă adăugați ferestrelor Messengerului, ID-ul de radio este cu litere mici Radio TV Unirea. Îmi scrieți și vă dau acceptul eu sau colegii mei. Oricând, la orice oră din seară, când puteți fi alături de noi, vă oferim cele mai frumoase melodii, cele mai frumoase poezii și, bineînțeles, așa cum și colegii mei au emisiuni de cultură sau interesante alte informații, rămâneți alături de Radio TV Unirea, pentru că eu, Gabriela Costescu de la Sighișoara, vă promit că nu regretați. Și pe finalul acestei emisiuni, ocazie cu care mi-au și la revedere, îl ascultăm pe Sorin Pantea, Rău mă dor ochii, mă dor. Un remix, o interpretare extraordinară pe care vă invit să o ascultați. Seară bună tuturor, rămâneți alături de Radio TV Unirea.
mă tot duc până la mândranda la nuc. Și mă duc și mă cobor până la mândranda la picioarele de umblat cărările. Rău mă dor picioarele de umblat cărările. Și mă duc și mă tot duc până la mândrandea la nu. Și mă cobor până la mândra la izvor. Lem de brad și lem de nuc, până la mândra să mă duc. Lem de brad și lem de nuc, până la mândra să mă duc. Să-i fac la mândruța pat. Lem de fag și lem de nuc, până la mândra să mă duc. Lem de fag și lem de nuc, până la mândra să mă duc. Și mă duc, și mă tot duc.